tanto tu devi tornare a fare una pratica, quindi l'analisi a mano, si fa casi di ce l'ha determinata questa malattia, cum putem să prevenim repetarea ei, sunt bolnav care după un an mai fac un infarct și o proporție mare cu acest bolnav, să prevenim acest infarct și mai ales să prevenim evoluția. O parte din moșul din inimă moare, se necrozează, da? Inima va avea o insuficiență. Trebuie să facem ca această zonă de necroz să fie cât mai mică, să nu apare insuficiența cardiacă. Asta este partea de registru. Partea aceasta este partea de, să zicem, în ghilimele, imagine, așa, că infarctul este atât de mare încât condiția hemodinamică a bolnavului este foarte precară. Nu mai are pompă, nu mai are putere să pompeze tensiunea scadă. Bolnavii aceștia trebuie puși pe acest dispozitiv care se crească perfuzia sistemică ca să putem încoita pompă, să deschidă extentare vasului de infarct. Sunt bolnavi care răspund la acest lucru, gândiți că mortalitatea este ca 50%. Sperăm să scadă mortalitatea după statistici ca la 20-30%. Deci e un lucru foarte important și cel de noi să ajungem să scăpăm de această condiție hemodinamică. Această inimă cu celor de care vorbeați? Este un dispozitiv temporal, există câteva zile. Există sporadic, dar nu la nivelul de a implementa într-un centru de așa învergură, să avem din alte părți bolnavi, să ducem din Timișoara, din Oradea și mai ales să extindem la nivel național. Aici este destul de scurt. Vom avea o curbă de învățare când vom merge în Norvegia să învățăm de la ei. Deci acest protocol este destul de mare și bilateral. Da, este prevăzut în cadrul proiectului financiar, este prevăzut. Proiectul durează 2 ani, după care noi vom face și proiectul. Practic, ceea ce face inima, crește debitul cardiac cu 3,5 litri pe minut, ceea ce este foarte mult și permite ca acești bolnavi să ajungă pe masa de cateterism, să li se implanteze un stent și să iasă din această condiție precară. Mai sunt astfel de inimi artificiale în România? Știu că s-ar putea să existe la unde, nu știu dacă este în altă parte, ne vrem să facem, nu știu detalii, nu este un program foarte clar stabilit, noi asta vrem să facem, un program, să facem un protocol.